Un bărbat de 83 de ani a fost găsit după 3 zile consecutive de căutări. Misiunea din Eșelnița a fost una dificilă. Bărbatul a plecat pe data de 5 iulie de la casa fiicei sale către zona Mala, iar o zi mai târziu femeia a anunțat autoritățile despre dispariția bărbatului. Echipe mixte de polițiști, jandarmi, pompieri și localnici au pornit în căutarea acestuia. La data de 6 iulie, poliția municipiului Orșova a fost sesizată de o femeie din comuna Eșelnița cu privire la faptul că tatăl său, un bărbat de 83 de ani, a plecat în dimineața zilei de 5 iulie de la locuința sa pentru a merge la o colibă în apropierea comunei Eșelnița și nu a mai revenit. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul poliției municipiului Orșova, care au constatat că aspectele sesizate se confirmă. Astăzi, bărbatul a fost găsit de căutători într-o râpă din zona Mala, în stare conștientă. Acesta căzuse cel mai probabil din cauza a terenului accidentat. Bărbatul a fost preluat de o ambulanță și va fi transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Acesta nu este cunoscut ca având afecțiuni medicale.